Mă numesc Sorina Bratu, sunt training manager al companiei Rome, companie în care se află de 18 ani, chiar luna aceasta. De fapt, în două zile facem 18 ani de când suntem pe piața de beauty din România. Suntem în top 3 al distribuitorilor care dau aceste tipuri de tehnologii, atât faciale cât și corporale. Nici nu are rost să povestesc toată plaja de tehnologii pe care avem, pentru că este foarte greu să găsiți una și să spunem că Rome nu are asemenea tehnologie. Pentru astăzi am ales și vă mulțumesc în primul rând și celor care au intrat acum în direct, dar și celor care se vor uita la acest clip ulterior. Pentru astăzi am ales un tip de protocol, că în plaja atât de mare, chiar nu știam dacă sale facial, sale corporal. Ultima dată ce am lucrat, am discutat de facial și m-am gândit ca pentru astăzi să rezolvăm anumite probleme de estetică pe care le avem în primul rând noi ca femei. Și am ales un protocol care combină mai multe tipuri de tehnologii din două echipamente, echipamente care în acest moment sunt în topul celor favorite de către clientele din centrul Chilco, pentru că la numărul Rove are în spate un centru de estetică corporală și facială, respectiv Chilco. Exact ce spuneam, în topul preferințelor clientelor sunt aceste două mari echipamente de care voi discuta astăzi într-un protocol superb, respectiv echipamentul magnetic și echipamentul sculptor. Vom încerca să rezolvăm, spuneam, o parte din marile probleme de care ne plângem noi. Noi ca femei, ce ne interesează foarte mult? Păi, dacă am putea să slăbim astăzi N centimetri din talie, din șolduri, aripioare, clar dorim acest lucru. Ne deranjează foarte mult aspectul inestetic de coajă de portocale. Iată, și vom vedea cum putem să rezolvăm această problemă într-un timp relativ scurt sau foarte scurt. Dorim o tonifiere, dorim până la urmă fesele să fie liftate, să aibă fermitate. De toate aceste probleme vom discuta astăzi într-un protocol. Protocol pe care noi l-am numit talie de viespe, Brazilian bat, deci fund ridicat, bombat și fără acele cute sub fesiere și de ce nu, zero celulită. Și haideți să începem, de fapt, cu un prim echipament, respectiv o primă tehnologie, este echipamentul magnetic. Este, ca și tehnologie, se numește HIFEM, sau High Intensity Focus Electromagnetic. Vorbim, de fapt, de un câmp magnetic, nu de un curent, un câmp magnetic care se propagă până la nivelul musculaturii, de fapt, până la nivelul neuronului motor, declanșând partea de contracții musculare involuntare și supramaximale, și subliniez acest supramaximal, pentru că este clar ce ne dorim. Ne dorim mușchi, ne dorim niște mușchi frumoși, definiți, bine definiți cu pachetele, dar pe partea cealaltă vrem să și slăbim. Partea aceasta de magnetic, prin aceste unde magnetice, determină, spuneam și repet, contracții supramaximale. Aceste contracții supramaximale sunt net superioare contracțiilor pe care noi le efectuăm în timpul diferitelor antrenamente. Și ca antrenamente, ce putem spune? Putem să stăm acasă frumos și să efectuăm tot felul de abdomen sau să ne dăm, să folosim banda de alergare sau putem să folosim stepere. Fiecare dintre noi mai au diferite aparate pe care le întrebuințează acasă. Sau, bineînțeles, putem să mergem la un antrenament de alergare, jogging prin parc sau cu rolele sau cu bicicleta. Sau putem să mergem la un centru de estetică și să folosim electrostimularea musculară, aceea cu paduri care se montează pe diferite zone ale corpului. Sau, de ce nu, mergem la sală. Fie folosind acele antrenamente aerobe de tip cardio, de rezistență pe un termen mai lung, sau mergem la sala de forță pentru a crește masa musculară în diferite zone musculare ale corpului nostru. În momentul în care vorbim de magnetic, magnetic spunea că produce acele contracții supramaximale net superioare de contracțiile pe care le obținem în absolut oricare din antrenamentele de care am vorbit înainte. În ce fel? Toate celelalte antrenamente lucrează pe mușchii superficiali, de exemplu, mușchii oblici externi, mușchii drepți abdominali. Niciunul din aceste antrenamente nu poate să lucreze
pe mușchii oblici interni, deci pe cei care sunt în interior, pe mușchiul transversal. Deci iată cum magneticul acționează atât asupra acestor mușchi superficiali, cât și mușchilor profunzi. De asemenea, ce este iar important? Unda aceasta care spuneam nu este un curent electric. Nu montez un electrod pe piele și să simt acel curent electric la nivelul pielii. Nu. Vorbim de dispozitive care se aplică în zone simetrice, iar această undă poate să se propage până la o adâncime de 7 cm. Ok, vorbim de 7 cm atunci când ne referim la o persoană care are și depozite de grăsime. Astfel încât unda magnetică să se propage și la nivelul acestui țesut subcutan acestei grăsimi, dar să poată ajunge în profunzime la mușchi. O altă diferență foarte mare este următoare. Noi știm că fiecare mușchi din corpul uman se contrage. Posibilitatea lui este de maxim 100%. E, haideți să vedem cât de mult contractăm musculatura atunci când stăm. Pentru că și atunci când stăm, și uite, în momentul acesta eu sunt în picioare, nu înseamnă că mușchii mei sunt relaxați, în niciun caz. Există o semicontracție a mușchilor posturali, cei care mențin această postură verticală a corpului. Mușchii aceștia sunt contractați în acest moment sau atunci când vă așezați pe scaun, contractăm musculatura cam 10-15% din posibilitatea ei maxim. Atunci când efectuăm partea de antrenamente, antrenamente pe care le facem acasă, mergem undeva, deci spuneam genul de abdomene, genul de stepper, putem să contractăm musculatura la 20-30% din capacitatea ei maximă. Mergem și efectuăm acele antrenamente aerobe, deci cele de cardio, pe care le efectuăm și o oră, da? Sau atunci când mergem la un salon și facem electrostimulare cu o intensitate mare. E, în acel caz, contracția musculară se duce undeva la 50% din posibilitatea maximă. Iar atunci când efectuăm antrenamente de forță, putem să contractăm musculatura la 70% din cât ar putea să se contracte. Deci iată cum ajungem iar la magnet. Magneticul este cel care determină contracția supra-maximală a mușchiului de 100%. Deci consumul energetic al mușchiului este la maxima lui capacitate, 100% se poate contracta mușchiul doar în timp ce efectuăm această tehnologie HIFEM de stimulare a masei musculare. Ok, putem să mai spunem ceva. În cele 30 de minute, pentru că o ședință de magnetic durează 30 de minute extrem de confortabilă, chiar pe intensități maxime, iar în aceste 30 de minute, noi, de fapt, inducem 20.000 de contracții, ca și cum am efectuat 20.000 de abdomene. Și acum întrebarea mea este, oare, până la această vârstă, fiecare dintre dumneavoastră, câte abdomene a reușit să efectueze? Foarte puțin. Poate într-o viață de om reușim să facem aceste 20.000 de abdomene. Lucru pe care noi îl facem doar în 30 de minute de ședință magnetică, deci 20.000 de contracții supra-maximale. Haideți să vedem, de fapt, ce se întâmplă în interior atunci când lucrăm cu magnetic. Una la mână, știți, v-am obișnuit, mi-e place să desenez. Și desenez de ce? Pentru că se pare vizual, observăm mult mai bine, reținem mult mai bine. Nu este mai ușor. Și în felul următor, că avem tegumentul care e format din cele trei straturi, respectiv epidermul. Epidermul este stratul de suprafață pe care putem să acționăm cu genul de scrabul, de gomaje. Dar mergem mai departe. La stratul al doilea, care este stratul numit derm, în care avem acele fibroblaste, acele celule care sintetizează colagen, elastină și acid hialuronic și care lucrează pe partea asta de lifting al tegumentului. Dar ajungem și la stratul care ne interesează atunci când vrem să slăbim, adică hipodermul. La nivelul hipodermului avem acele celule grase numite adipocite. Hipodermul, al treilea strat al pielii, este de fapt această grăsime subcutană, cea care ne deranjează atunci când ne îngrășăm. Pentru că e clar, da, noi depozităm grăsimi și la nivelul organelor, dar acelea nu putem să lucrăm.
Da, de statistic se lucrează medical, nici de cum pe partea de estetică în industria beauty. Deci în industria beauty noi acționăm asupra acestui al treilea strat, respectiv hipodermul sau grăsimea subcutană. În această zonă avem acele celule adipoase, care atunci când suntem slabe și aceste celule adipoase au un volum mic. Ce se întâmplă în momentul în care ne îngrășăm? Celulele astea grase au rolul de a incorpora grăsimea. Grăsimea care provine din mediul exogen, deci din afară, alimentație, băutură. Da? Băutura, de fapt alcoolul, se deshidratează, se disociază până la nivel de trigliceridă, care este tot o grăsime care se incorporează în aceste celule grase. De asemenea, aceste celule grase cresc în volum pentru că acaparează numai această grăsime, care este din mediul exogen, din alimentație, dar și din mediul endogen. Cu alte cuvinte, și grăsimea noastră, la rândul ei, sintetizează grăsime. Toate aceste grăsimi au o moleculă, inițial, au o moleculă foarte mică. Sunt molecule micuțe de grăsimi fluide. Acestea vor pătrunde cu ușurință în interiorul celulelor grase. Sunt sub formă de acizi grași și de glicerol. Ok, este foarte ușor să ne îngrășăm. Pentru că grăsimea vine, grăsimea clară este acaparată de celula grasă, pentru că acesta este rolul ei. De ce nu slăbim la fel de repede? Pentru că odată ce intră în celula grasă, aceste grăsimi care inițial au o moleculă foarte micuță și sunt fluide, încep să reacționeze unele cu altele. Și din trei molecule, trei acizi grași, plus o moleculă de glicerol, se formează o moleculă imensă de trigliceridă. Încerc să găsești un marker puțin mai bun. Deci formăm o moleculă imensă de trigliceridă. Trigliceridă asta, deci clar, din trei molecule de acest graș glicerol, reacționează, iar în interiorul celulei grase se formează niște molecule mari de grăsime, care nu numai că nu sunt fluide, în afară faptului că sunt imense și rămân ostatice acolo, grăsimea aceasta este sub formă de, între ghilimele spus, untură. Deci eu în momentul în care vreau să slăbesc, este clar, doresc de fapt să acționez asupra acestei celule grase, ca grăsimile din interior să se topească, ele să iasă din celula grasă, în felul acesta celula să se diminueze, iar noi să slăbim un centimetru. Să vedem, există de fapt două modalități de a slăbi o anumită zonă. Fie mergem pe volumul acestor celule grase pe care le diminuăm în volum, sau spargem celulele grase. Deci mecanismele prin care noi acționăm pe slăbire este fie pe volumul celulei grase și micșorăm celula grasă, fie determinăm o scădere a numărului de celule grase, deci depozitul să scadă. Și sub acest hipoderm avem, bineînțeles, musculatura. Ok, haideți să vedem ce se întâmplă cu acest magnetic. Venim cu dispozitivul și îl aplicăm normal pe pegument. Spuneam că este curent, spuneam că este undă. Deci magneticul transmite unde care se propagă, dar până ajung la nivel muscular, la structura mușchilor, el trece prin hipoderm. În acest hipoderm, unde avem celulele grase, unda magnetică determină o accentuare a acestei activități a celulelor grase. Ce înseamnă activitatea celulei grase? Înseamnă lipoliza, adică topirea sau arderea grăsimilor. Deci iată cum undele magnetice, până ajung la nivel muscular, trec prin celulele grase și determină și stimulează lipoliza. Ce înseamnă asta? Păi acele grăsimi care erau sub formă de untură se topesc, se transformă în molecule micuțe. Iar aceste molecule micuțe de grăsime încep să iasă din celula grasă. În mod normal am spune că avem acel efect de micșorare a celulelor grase. Doar că nu este doar atât. Unda, da, magnetică, ok, a determinat această creștere a activității celulare la nivelul adipocitelor. Da, determină această topire, această reducere în volum a celulelor. Doar că, în același timp, unda magnetică
se duce până la 7 cm. Deci atrece mai departe de țesutul gras și ajunge la nivelul musculaturii, unde se produc acele contracții supra-maximale. Adică mușchiul se contractă 100% comparativ cu la alte antrenamente. Mușchiul este marele consumator de energie al organismului, iar mușchiul având nevoie de această energie, de fapt, el determină topirea grăsimilor din hipoderm, pentru că arderea grăsimilor furnizează energia necesară mușchiului. Deci mușchiul se contractă, consumă energie, energie pe care o ia din acele depozite de grăsime. Deci da, am avut undă magnetică care determina această accentuare a lipolizei, dar mai vine și mușchiul cu consumul lui propriu dat de aceste contracții supra-maximale. El va determina tot la nivelul țesutului gras eliminarea și mai multor grăsimi din interiorul celulei adipoase. De fapt, în acest moment, celula adipoasă intră un proces de epuizare fizică. Este atât de accentuată activitatea ei, încât este obligată pur și simplu să clacheze. De fapt, nu avem reducerea volumului de celule grase, ci avem altceva. Avem un proces numit apoptoză, adică moarte celulară. Moarte celulară la nivelul acestor celule grase care sunt epuizate de unda magnetică și de contracțiile supra-maximale. Apoptoza înseamnă moarte celulară și nu trebuie să ne sperie termenul, pentru că apoptoza e un proces fiziologic care zilnic are loc în organismul nostru. Din păcate, avem un proces de apoptoză care nu ne convine și la nivelul neuronilor. Dar să sperăm că totuși nu este atât de activă apoptoza la nivel neuronal. Deci, clar, un prim mecanism prin care acționează unda magnetică este cel la nivelul țesutului gras subcutanat, respectiv acest proces de apoptoză. Procesul de apoptoză durează circa 2 săptămâni. Deci efectul acesta de diminuare în centimetri vizibil și măsurabil este la 2 săptămâni, când celulele adipoase care sunt epuizate astăzi intră în această îmbătrânire, iar moartea și evacuarea lor din zonă va fi efectuată în 2 săptămâni. Deci acesta este un prim mecanism, apoptoză la nivelul celulelor grase. Dar hai să vedem mai departe, unda se propagă la nivelul musculaturii și spuneam că produce acele contracții supra-maximale. Asta înseamnă, de fapt, că avem la nivelul structurilor musculare 2 alte mecanisme, respectiv hipertrofia musculară, care înseamnă îngroșarea fibrelor musculare, volumizarea lor, dar în același timp, datorită acestor contracții supra-maximale, producem tot la nivelul structurilor musculare și o hiperplazie musculară. A hiperplazia înseamnă creșterea numărului de fibre musculare. Și iată cum se vor defini mușchii din organismul nostru. Prin această hipertrofie și hiperplazie, definire musculară, trebuie să vedem în felul următor. Ok. Deci avem proces de slăbire dat de apoptoză, avem procese de hipertrofie și hiperplazie pe partea de musculatură. Ce vom vedea prima oară? E foarte diferit. De la persoană la persoană, de la aplicarea acestor dispozitive, care sunt 2, pe zonele de corp care ne interesează, în 2 ședințe pe săptămână se pot aplica. În momentul în care vorbim de o persoană, să spunem că îi aplicăm dispozitivele la nivelul abdomenului și presupunem că abdomenul este amplu. Deci vorbim de un țesut gras care este consistent. Primul lucru pe care îl vom observa la persoana respectivă nu e definirea mușchilor. Nu. Este clar, vom scăpa din țesutul adipos. Deci la această persoană cu un volum mare, vom observa că predomină acel mecanism de apoptoză, deci vom observa scăderea în centimetri. Comparativ cu o persoană care are un abdomen plat, dar nu e definit muscular. Deci țesutul adipos este mic. Asta înseamnă că celulele grase au un volum foarte micuț. Categoric, câmpul magnetic se va propaga mult mai puternic la nivelul musculaturii,
vom acționa preponderent pe mecanismele de hipertrofie și de hiperplazie musculară. La această persoană vom vedea definirea mușchilor. Dacă ne stăm și ne gândim puțin, s-ar putea chiar să vedem genul de creștere ușoară în centimetri, dacă ea nu are țesut adipos. Acesta este un infim. Da? Este acela care trebuie doar pentru termoreglarea. Dar lucrăm pe musculatură, care e o musculatură nelucrată, e o persoană care a fost statică. La această persoană vom vedea clar cum mușchii se umflă. Nu vă gândiți că se umflă cine știe cum, ci pur și simplu vom vedea definirea musculară. Putem să vedem după două săptămâni, deci după două ședințe și încă două ședințe din săptămâna viitoare, putem să vedem 2 cm în plus, dar vedem structura mușchilor. Altceva, la ce ne mai putem aștepta? Păi când vine o persoană care are fesierii lăsați, are acea dungă cută sub fesieră accentuată, pentru că mușchii pur și simplu nu mai stau, nu au acel tonus, acea întărire, acea suplețe care ar trebui să o aibă. În acest moment, la această persoană, mai ales dacă fundul este plat, dar este eventual și lăsat, această laxitate, vom observa chiar după o singură ședință de 30 de minute, partea de ridicare, de lifting a fesierilor și chiar o ușoară bombare a lor. În timp, bineînțeles, se va forma și acel Brazilian butt, adică acel fund brazilian care este superb și pe care ne-l dorim cu toți. Deci, efectele acestea se observă la fiecare persoană diferit în funcție de ceea ce are. Știți cum este materialul clientului. O procedură de genul ăsta, spuneam și repet, durează 30 de minute, se poate efectua de două ori pe săptămână, timp de cât? De 6 ședințe, 8 ședințe, 12. Dacă vreau să fac toată viața, fac și la sală, am voie să mă duc toată viața. Dar nu efectuăm mai mult de două ședințe pe săptămână. Și de ce? Pentru că nu avem doar mecanism de hipertrofie și hiperplazie, ci avem și acel mecanism de distrugere a celulelor grase. Deci din stat nu avem voie să acumulăm grăsimi eliberate. Nu avem consumabil sau singurul consumabil de care putem să vorbim este acel tank rezervor pe care îl are aparatul de 2 litri de apă distilată, care sunt pentru circulația apei în furtunele unde avem dispozitive astfel încât ele să nu se încălzească, iar această apă distilată se schimbă o dată pe lună. Deci doar acesta e consumabilul. În rest, nici măcar dezinfectat nu trebuie. Dacă voi folosi și voi aplica aceste dispozitive direct pe textură, pe textură înseamnă pe textil la care suntem îmbrăcați. Pot să am un tricou, pot să am un maioc, pot să am un colant, un dres, o fustă, da, sau un pantalon, și vin și aplic direct aceste dispozitive, bineînțeles, subvențiile elastice de susținere, pentru că unda se propagă, nu este curent. Pentru că în acel moment, da, materialul respectiv, textila respectivă, ar ecrana. De data aceasta, dispozitivul se aplică pe textilă. Vrei să-l puneți pe piele? Puteți să-l puneți pe piele. Este același lucru. Unda se propagă indiferent de ce pui pe piele până la urmă. Doar că în cazul în care îl punem direct pe piele, cu siguranță după aceea va trebui dezinfectate aceste capete, aceste dispozitive de la magnetic. O ședință variază foarte mult, eu pot să vă spun prețurile pe care le avem noi, nu neapărat că suntem un ghid, da? Prețul unei ședințe de 30 de minute, ședință unică, este la 200 de lei. În cazul în care vorbim de un abonament, să spunem, de 4 ședințe, 5 ședințe, nu are timp persoana respectivă să stea în București sau în localitatea unde suntem. Și atunci, prețul per ședință la un abonament de 5 ședințe este 180 de lei, iar la un abonament de 10 plus ședințe, prețul scade la 150 de lei. Este superb aparatul, în primul rând, este un confort mărit. Iar un paradox, el lucrează totuși cu contracții supra-maximale de 100% din capacitatea mușchiului. Și cu toate acestea, nu se obține acea febră musculară, ceea ce este foarte bine. Asta înseamnă că nu există acea ruptură de microfilamente, nu există acea acumulare de acid lactic, dar de ce? Pentru că de data asta, toate contracțiile astea nu sunt propagate doar la nivelul unor mușchi superficial, ci se propagă și pe țesut gras, se propagă și pe mușchi superficial și pe mușchi profunzi și este dozată în așa fel încât să nu există aceste excese de acumulare de acid lactic. Este extrem de confortabil chiar la intensității maxime. Ne place ce simțim, ne place ce vedem, pentru că se observă foarte bine contracția musculară.
sunt 8 tipuri de unde, 8 contracții complet diferite, astfel încât să nu adaptăm mușchiul cu un singur tip de undă magnetică, deci se propagă și contracțiile pe care le resimțim sunt complet diferite. Bun, este un mare avantaj al magneticului pentru faptul că nu trebuie să stau lângă client. Asta este una la una. Adică, în timp ce îi fac magnetic unei cliente, pot să mai am un pat alături, pe care acționez cu o altă procedură pe care o avem eventual la sculptor. Deci putem să lucrăm cu un singur terapeut, două cliente în același timp. Deci, clar, iată multe avantaje pe care le are magneticul și pentru a obține acest efect și de Brazilian bat sau de pachetele musculare definite. Haideți să vedem de al doilea tip de echipament pe care îl avem, care combină mai multe tipuri de tehnologii, și acesta este sculptor. El deja este faimos, este celebru. O parte dintre dumneavoastră și o mare parte dintre cei care vor intra ulterior și vor vizualiza această filmare, vor spune prezent, eu l-am, pentru că, într-adevăr, sculptorul este un aparat celebru. El, în urmă, nu mi-aduc aminte foarte clar, cu 4 ani, 3 ani, 5 ani în urmă, a primit premiul pentru cel mai bun device de frumusețe la partea de congres medicina anti-aging, ceea ce ne bucură foarte mult, pentru că este clar, această titulatură și premiul l-a primit de la medici. Este cu aprobare FDA. Ce este iar important la sculptor? Este care tehnologii corporale și tehnologii faciale, trei corporale, trei faciale, cu care putem să intervenim în mod diferit în funcție de problemele pe care le au clienții noștri și vom vedea care sunt problemele pe care le avem. Ce avem la acest tip de sculptor? Ce se vorbim de partea corporală? O primă funcție este cea de HIMFU. Și atenție mare, nu confundăm cu HIFU Regenis. HIFU Regenis este acel echipament care lucrează la nivel SMAS pentru partea de lifting și al musculaturii. Dar aici vorbim de HIMFU. High Intensity Multifocus Ultrasound. HIMFU este o tehnologie care este patentată de către producătorul Body Health. Este producătorul din Argentina, cu care Rove are într-adevăr o colaborare, nici nu mai știu, de 12 ani, 13 ani, 14 ani de zile pe exclusivitate. HIMFU acesta, care spuneam că înseamnă un ultrasunet cu intensitate înaltă, 2,7 MHz, dar aceste ultrasunete acționează multifocus, multifocal. Ce înseamnă aceasta? Lucrează în trei straturi diferite în interior. Adică lucrează la 1,5, 2 și 2,5 centimetri în interiorul țesutului gras, deci la nivelul hipodermului. Discutăm concret despre persoane care au cel puțin 2,5 centimetri de grăsime depus. Deci nu putem să lucrăm cu HIMFU la o persoană care este slabă și care dorește să trebuiască și mai mult, numai dacă ești slab. Înseamnă că ai un țesut adipos, cu o consistență destul de mică și cu acest volum de sub 2,5 cm și din start HIMFU acționează până la 2,5 cm. Nu pot să-ți lucrezi ție dacă tu ai doar 1,5 cm de grăsime. Hai să vedem ce face acest HIMFU. Ne spuneam din start că vorbim, da, punem dispozitivul pe piele cu un gel ecografic. De data asta vorbim de un consum de gel ecografic, iar la o ședință de 30 de minute, consumul este de 4 lei, probabil. Ok, ce se întâmplă cu aceste unde ultrasonice? Ele acționează și converg în puncte fixe la 1,5 cm, altele se duc la 2 cm și multifocal la 2,5 cm. Aceste ultrasunete înseamnă microvibrații, dar extrem de puternice. Gândiți-vă că toate acele microvibrații se duc în punctele țintă. Punctele țintă fiind celulele grase. În acest moment, microvibrațiile acestea determină o mișcare și o frecare a celulelor grase unele față de altele. Normal că atunci când ne frecăm pur și simplu palmele, simțim căldură. Același lucru, celulele acestea, tot mobilizându-se unele lângă altele, clar va crește temperatura interadipocitară,
dar de asemenea crește temperatura în interiorul celulelor grase. Și spuneam noi că în interiorul acestor celule avem grăsime sub formă de untură. Ce se întâmplă cu untura în momentul în care se încălzește, de exemplu, la friptăz? Se topește. Se transformă în molecule micuțe de grăsime. Dar nu numai atât. Microvibrația aceasta determină o mișcare browniană a celulelor, deci o mișcare desordonată. În interiorul celulei grase se formează bule gazoase care vor exploda, dar se formează altele. Dacă ne-am uitat microscopic la celula adipoasă în timpul procedurii de HIMP, vom vedea așa, crește, scade, crește, scade, crește, scade, dar foarte, foarte rapid. Într-un timp, într-un shooting de 15, 20, 25 de secunde, celula, respectiv membrana care o acoperă, se sparge, se produce implozie sau explozia celulei, dar într-un mediu intern. În momentul în care am spart celula adipoasă, ce voi face? Voi avea resturi, da, ale celulei, dar voi avea grăsimi eliberate, care rămân, de exemplu, am efectuat în timpul pe zona de abdomen, grăsimile respective și resturile celulare rămân în zona asta. Eu sunt obligată oricum să le preiau de acolo. Pentru că dacă doar sparg celulele adipoase, eliberez grăsime. Grăsimea, dacă nu este preluată de acolo printr-un drenaj limfatic, grăsimea se va duce și se va incorpora în celelalte celule grase. Pentru că este clar, eu nu sparg toate celulele grase. Ar fi imposibil, nici nu-mi doresc lucrul acesta. Dar nu este sănătos pentru organism. Țesutul gras are anumite funcții, nu mai de partea estetică. Dar contează foarte mult ce partea de țesut adipos, consistența aceasta nu să fie foarte mare, dar în procesul de termoreglare, vara sau iarnă. Deci, iată cum noi spargem niște celule adipoase în 30 de minute de ședință HIMF. Câte celule adipoase sparg? În jur de 10 milioane de celule grase. 10 milioane, comparabil cu ce? Poate părea mult, poate părea puțin. Depinde cu ce compar. Trebuie să știm din start că 10 milioane de celule grase este un număr destul de mic. Pentru că numărul de celule grase pe care le avem în tot corpul nostru sunt între 28 și 32 de miliarde de celule grase. Cum spargă 10 milioane? Sunt multe, dar sunt puține față de ceea ce am. Aceste 10 milioane de celule grase ar fi bine să le sparg doar pe o anumită zonă, adică procedura de HIMF să o lucrez doar pe o anumită zonă, adică zona de abdomen, să spunem. Mă sor înainte, lucrez 30 de minute cu HIMF, cu acel gel ecografic și pot măsura după ce îi fac și drenajul limfatic. Și astfel încât, da, vom vedea și la numărul de centimetri dispăruți. Nu înseamnă că obligatoriu trebuie să-i fac doar pe zona asta, nu. Poate să-mi vină o persoană să zică, eu vreau HIMF astăzi. Și pe abdomen și pe aripioare. Ok. Eu știu că ședința durează 30 de minute, indiferent de câte zone mă voi duce. Eu distrug doar 10 milioane, nu vreau mai mult de atât, pentru că există o posibilitate de a încărca ficatul. Deci 30 de minute de HIMF. Aceste 30 de minute pot să le lucrez exact cum spuneam, pe o singură zonă, astfel încât să măsor înainte și după. Sau aceleași 30 de minute le pot împărți în 10 minute abdomenul, 10 minute o coapsă aripioară, 10 minute cealaltă aripioară. În felul acesta, tot 10 milioane distrug de celule grase, doar că 3 milioane și puțin aici, 3 milioane, ceea ce înseamnă că nu se mai văd acea măsurare înainte și după. Nu am voie decât o singură procedură pe săptămână. Pentru că dacă voi face mai multe, v-am spus, există riscul să avem grăsimile crescute în sânge, o să dăm într-o hipertrigliceridemie sau putem să declanșăm o creștere în grăsimea ficatului, adică acea steatoză hepatică. Nu asta ne dorim și nici asta nu-ți doresc clientele. Deci, din start, vorbim de o singură procedură de HIMF pe săptămână, pe o zonă sau acele 30 de minute le pot împărți în mai multe zone. Iar prețul, vă spun, iar prețul pe care îl avem noi la acest HIMF de 30 de minute o dată pe săptămână este prețul de 400 de lei. Și nu se termină aici, pentru că HIMF, spuneam, eliberez, deci sparg celula grasă, eliberez grăsimile,
Dar dacă eu nu preiau aceste grăsimi, ele nu vor face decât să se ducă în celelalte celule grase, cărora le va crește volum. Ce aș obține atunci? Da, un număr mai mic de celule adipoase, adică nu mai am 28 de miliarde, am 27, 900, nu știu de milioane. Deci, clar, nu asta îmi doresc, pentru că celelalte celule vor crește în volum. Este obligatoriu, după ce am efectuat HIF-ul, să vin cu o procedură care să preia aceste celule și restul, aceste resturi celulare și aceste grăsimi eliberate. Putem, de exemplu, să vin cu un gen de presodrenaj. Îl are și Robe, îl au și alți distribuitori, deci este presodrenajul cel care stimulează limba astfel încât aceasta să poată prelua aceste resturi celulare. Sau pot să efectuez un masaj manual de drenaj limfatic. Doar că aici este inconvenientul că ședința ar trebui să fie foarte lungă, adică o oră jumate, două ore și de obicei însemna și un cost mai mare, iar clienții nu sunt dispuși foarte mult să plătească niște milioane doar pentru drenajul limfatic. Dar pot să vin cu partea de electrostimulare, să avem un aparat de electrostimulare, de exemplu, Rove are 24 pați, sunt și altele, dar care să aibă acest aparat de electrostimulare, să aibă program specific de drenaj limfatic, iar montarea electrozilor să fie pe lanțul ganglionar, astfel încât să stimulez partea de ganglion limfatici, implicit circulația limfatică. Sau, pentru că vorbim de sculpă, de ce nu aș veni cu o altă tehnologie pe care o avem la sculpă, care este masajul transdermic? Masajul transdermic cu acest chimodul îl găsiți într-adevăr la Sculptor, dar același producător pe care îl avem noi, Body Health, din Argentina, lucrează cu noi și mulți cunosc echipamentul Dermocell. Dermocellul este precursorul, să spunem, al Sculptorului. Sunt primele echipamente aduse din Argentina și care are acest masaj transdermic. Masajul transdermic, să știți că este inamicul numărul 1 al celulitei. Deci cu el poți să lucrezi într-adevăr în continuarea procedurii de HIMF. Dar masajul transdermic poate să fie o tehnologie pe care să o folosesc unic, autonom, deci fără să mai completez cu nimic altceva, ci să lucreze partea de celulită. Vorbim de două role, vorbim de o sucțiune, vorbim inclusiv de terapie pe culoare roșie care stimulează circulația sanguină și fluxul de oxigen și de nutrienți la nivel celular. În momentul în care efectuez această presiune de subțiune, presiune negativă, se trage în interior și avem un costum, ca un dress, pe tot corpul. În momentul în care aplicăm acest dispozitiv pe diferite zone ale corpului, vom manevra dispozitivul. Sunt manevre specifice de deblocare a ganglionilor limfatici, ascendent, descendent, am manevre chipping, deci deciupire pentru a disloca anumite adipozități localizate, butterfly pentru a crește circulația sanguină, a stimula circulația sanguină la nivel superficial al tegmentului și pentru a stimula tonusul pielii. Este foarte important. Deci toate aceste manevre nu determină decât ca în interiorul dispozitivului, deci între cele două role, datorită presiunii negative, să sucționăm un pliu de grăsime și prin aceste manevre să efectuăm partea aceasta de blocare, pe partea de defibrozare. Masajul transdermic este un instrument extrem de important și principal în stadiile avansate de celulită, în stadiile 3-4 de micro și de macronodul. Partea aceasta de masaj transdermic ajută foarte bine pentru diminuarea stadiilor avansate de celulită. Într-un număr de 4, de 6 ședințe, depinde și de presiunea suportată de fiecare persoană și de tegument până la urmă. Este acest masaj transdermic. Costă 90 de lei și durează 30 de minute. Nu uităm, dacă efectuăm HIMF-ul, vom veni cu masajul transdermic la 30 de minute imediat după HIMF-ul, tocmai pentru că acele resturi celulare și pentru ca grăsimile să nu fie prinse în celelalte celule grase. Limfa le va prelua și le va distruge. Prin ce? Prin acele celule specifice macrofage care au rolul de a fagocita, de a distruge.
Deci, din start, să nu uităm, masajul transdermic, ok, merge ca și completare după HIMF-ul. HIMF-ul 30 de minute plus 30 de minute. Masajul transdermic, dar să nu uităm, masajul transdermic poate să fie procedură individuală de 3 ori pe săptămână. Prețul la noi, să știți că este unul dintre cele mai ieftine chiar din țară, este 90 de lei ședința. L-am văzut la 150 de lei, am văzut la 2 milioane, am văzut la 120. Deci prețurile sunt diferite. Deci nu uităm, consumabilul este acel dress. Dressul costă undeva 75-80 de lei, dar acesta se achiziționează de către client în momentul în care ea își dorește să efectueze o singură ședință, dar putem să-l oferim gratuit persoanelor care își au abonamente, își iau pachete de 10 ședințe de masaj transdermic sau 12 ședințe de masaj transdermic sau protocoale complexe în care lucrează și cu HIMP-ul, venim și cu masajul transdermic, atunci, da, le dăm gratuit acel costum pe care îl vom folosi normal în ședințe diferite. Cea de-a treia procedură pe care o avem, și tehnologie extrem de căutată, pe care o avem la Sculptor, este crioradiofrecvența. Este o tehnologie, la fel, este patentată de către producătorul BodyHealth. Crio-radiofrecvență înseamnă combinația dintre două tehnologii. Crio înseamnă rece, radiofrecvența, cu toții știm că ceea ce simțim este o căldură. Deci discutăm despre o combinație între poli care sunt fierbinți și poli care sunt reci, astfel încât să putem lucra cu acest dispozitiv chiar la persoanele care au acele telangiectazii, acele capilare dilatate. Aceste persoane nu avem voie, de exemplu, să venim și să lucrăm cu doar cu radiofrecvență care înseamnă căldură. Haideți să vedem, de fapt, de ce iubim noi la Kiniko și clientele noastre iubesc această crioradiofrecvență. În general, știm că aparatele de radiofrecvență pot să fie radiofrecvențe monopolare, bipolare, tripolare, tetrapolare, multipolare. Adică să aibă un pol sau să aibă mai mulți poli. Ce aduce nou sculptorul prin crioradiofrecvența este că eu pot să selectez tipul de radiofrecvență care îmi trebuie în funcție de ceea ce este necesar clientei. Adică eu pot alege la corporal o radiofrecvență de tip monopolar, o radiofrecvență de tip multipolar sau o combinație de mono plus multipolar. În ce fel? Păi, ce face radiofrecvența? Orice aparat de radiofrecvență, fie el facial sau corporal. Radiofrecvența acționează prin două mari mecanisme. Un mecanism se numește termolipoliză selectivă. Termo înseamnă căldură, este ceea ce simțim. Lipo înseamnă grăsimi. Liză înseamnă topire în cazul nostru. Deci topirea grăsimilor datorită căldurii radiofrecvenței, dar într-un mod selectiv. La modul că această căldură se duce unde? În celulele grase, unde spuneam că avem untură. Dar într-un mod selectiv, avem exact cum doi copii mănâncă la fel, dar unul se îngrașă mai mult, unul se îngrașă mai puțin. Sau doi adulți. De ce? Fiecare organism are propriile ei arde, propriile lui arde. Același lucru, fiecare celulă, inclusiv adipocitele acestea, unele sunt mai leneșele, unele sunt foarte harnice. Unele depozitează foarte multe grăsimi și crește în volum celula, altele depozitează mult mai puțină grăsime, pentru că sunt foarte active. E, aici putem să discutăm despre acel aspect de coajă, de portocale. Da? Este clar că sub acel aspect capitonat al pielii avem celule adipoase în țesutul gras. Celulele astea adipoase au volume diferite. Unele sunt mari, unele sunt mici, unele sunt mari și avem această discrepanță. În momentul în care vorbim de termolipoliză selectivă, înseamnă că această căldură indusă de radiofrecvență este captată în mod diferit, în funcție de fiecare celulă, depinzând de câtă grăsime are încorporată. Acea celulă care este mare, care spuneam este leneșă, nu arde atât de mult, nu are atât activitate, va capta o temperatură mai mare comparativ cu acea celulă care e și a celulă grasă. Doar că ea este foarte harnică. Ea macerează foarte rapid grăsimile din interior. Ea este mică. Ea va capta o temperatură mai mică. Ceea ce înseamnă din start, am temperatură mare, că înseamnă o topire abundentă a grăsimilor, grăsimi care vor ieși din această celulă adipoasă, căreia îi va micșora volumul. Ei, celula aia mică și prăpădită va capta și ea o temperatură, dar s-ar putea ca acea temperatură
să nu fie suficientă, astfel încât să topească grăsimile și ea să rămână la nivelul respectiv. Alta este mijlocie, captează temperatură, dar nu la fel de mare ca în celula mare și nu la fel de puțină ca în celula aia mică. Deci și aici vom avea o topire a grăsimilor. Și aici vorbim de o micșorare a celulei grase, dar nu la fel de mult ca la celula mare. Deci un prim efect pe care îl avem la această termolipoliză selectivă este revoluminizarea celulelor adipoase. Deci uniformizarea și atenuarea tegumentului. Astfel încât să îl renivelăm, astfel încât să se ducă, să se atenueze acest aspect capitonat al tegumentului. Normal că în momentul în care, deci este primul efect, reuniformizare. Da? Deci diminuarea aspectului de coajă de portocale. Dar este clar, ce mai avem de aici? Ce derivă de aici? Păi avem celule grase mari care își micșorează volumul, asta înseamnă eliminare de grăsimi din interior, asta înseamnă slăbire până la urmă. E vorba și de slăbire pe care o avem datorită acestui mecanism de termolipoliză selectivă. Și acum trebuie să ne punem întrebarea. Termolipoliza selectivă acționează și la radio și la radiofrecvența facială, pentru că până la urmă lucrăm și avem inclusiv la ascultor și parte facială la radiofrecvență. Ok, eu aș putea, eu să spun, sunt profan, vin ca și client și fața mea este slabă. Păi mie mi-ar fi teamă să-mi fac radiofrecvență pe față, că zic, păi dacă vine mie termolipoliza aia și îmi topește din grăsimi, iar celulele mele adipoase devin din ce în ce mai mici, asta înseamnă că pielea nu va mai avea o susținere foarte bună. Dermul și epidermul nu mai au susținere pe hipodermul ăsta care scade foarte mult în volum. Asta înseamnă că pielea mea va avea o toză de asta, va fi lăsată perfect în jos. Nu-mi doresc asta. Dar nici nu este problemă. De ce? Gândiți-vă că în momentul în care suntem slabi la față, înseamnă că celulele adipoase, pentru că avem celulele adipoase categoric și în zona facială, dar aceste celule grase au încorporată puțină grăsime, deci au un volum foarte mic. Și ce spuneam eu? Căldura se duce diferit în fiecare celulă adipoasă în funcție de mărimea ei. Am celule mici? Ok, voi simți căldură. Dar căldura este insuficientă pentru a topi din acele grăsimi care sunt încorporate în celulele astea micuțe. Clar, nu vom putea să diminuăm volumul celulelor grase. Deci nu există acest pericol de a crește laxitatea pielii, al pielea să înceapă să adârme. Deci din start nu trebuie să ne fie teamă de o termolipoliză mamă care este foarte agresivă și la nivel tegumentar, la nivel facial. Nu, dar trebuie să mă bucure dacă eu m-am îngrășat și m-am îngrășat și la nivel facial. Eventual avem acea bărbie dublă cu adipozități localizate. Trebuie să știm că radiofrecvența este singura procedură din industria estetică care micșorează în volum celulele adipoase și care determină slăbirea feței, clar gândindu-ne la grăsimi. Deci radiofrecvența, prin mecanismul de termolipoliză selectivă, acționează atât la nivel corporal prin această slăbire, dar și la nivel facial și al bărbiei duble, în condițiile în care avem un țesut adipos consistent. Deci acesta era un prim mecanism de termolipoliză al radiofrecvenței, care îl avem, spuneam, și la sculptor. Dar mai avem încă un mecanism. Dacă acesta de termolipoliză acționează la nivelul hipodermului, deci în cel de-al treilea strat al pielii, acolo unde avem celule grase, radiofrecvența acționează și la nivelul dermului, la al doilea strat al pielii, acolo unde avem acele celule numite fibroblaste. Fibroblastele acestea, spuneam că sintetizează fibrele proteice de susținere ale pielii, colagenul și elastina și de asemenea tot fibroblastele sintetizează acidul hialuronic, cel care hidratează foarte bine tegumentul. Ok, ce se întâmplă? Radiofrecvența, această căldură, acționează la nivelul fibroblastelor. Ele, în timp, își scad foarte mult activitatea. De exemplu, la o vârstă de 30-35 de ani, fibroblastele acelea au o activitate doar de 50%. Deci fibrele noi de colagen, de elastină, sunt doar la jumătate din cât erau la 20 de ani sau la 18 sau la 10. Deci clar, avem o lipsă a consistenței tegumentului. Avem de asemenea o cădere a tegumentului datorită acestor lipse de fibre proteice și de acid hialuronic. După 30-35 de ani apar semnele îmbătrânirii, da, apar ridurile.
datorită acestor sau cauzate de aceste fibroblast. Pe când radiofrecvența aceasta, care înseamnă căldură, ajunge la nivelul fibroblastelor, le încălzește. Iar ele reacționează ca un vulcan, un vulcan care erupe. Deci se încălzește fibroblastul, asta înseamnă că crește foarte mult activitatea, iar el începe pur și simplu să sintetizeze în cantitate foarte mare noi fibre de colagen și de elastină, care vor produce o nouă, hai să spunem, căptușesc tegumentul pe interior și produc lichid. Mai este ceva extrem de important la radiofrecvență și la acest derm. Dermul, până la urmă, și pielea noastră, știm foarte clar că este o rețea elastică, putem să tragem pe ea. Deci, când avem fibrele de colagen și de elastină. Când suntem tineri, această rețea de fibre de colagen și elastină este foarte complexă, foarte strânsă. Totul este liftat, totul stă acolo unde trebuie. Odată cu slăbirea cronologică, deci cu îmbătrânirea, aceste fibre de colagen încep să se alungească, își pierd tonusul, își pierd elasticitatea. Și uite așa începe totul să pice de la nivelul gâtului, de colteului, partea de brațe, interiorul coapselor, deasupra genunchiului, vedem un exces de piele, vedem încrețirea pielii, pentru că fibrele acestea nu au elasticitate. Și vine frumos radiofrecvența, care acționează exact asupra acestor fibre alungite, pe care instant le scurtează producând lifting-ul. Comparat și, de exemplu, asta vorbeam cu un profesorul Nedelcu în seminariile pe care le țineam la Fizioderma, povestea de radiofrecvență, spun că radiofrecvența acționează precum acționează o flacără a unei brichete sau a unui chibrit la nivelul firului de păr. Veniți cu căldura respectivă și o să vedeți cum firul de păr se încrețește și se scurtează. Exact asta face radiofrecvența la nivelul tegumentului. Și vorbesc de tegument, nu numai facia, peste tot. Da? Avem acest lifting al pielii datorită radiofrecvenței. Ce conta foarte mult și ce vă spuneam, deci astea sunt mecanismele, acționează la nivelul dermului, crescând elasticitatea și liftând pielea, dar tot radiofrecvența acționează asupra țesutului gras și, spuneam, diminuând acele celule grase. Ce este important și de ce iubim noi crioradiofrecvența pe care o avem la ascultor este dintr-un motiv foarte bine întemeiat. Spuneam că poți să aleg o radiofrecvență de tip monopolar, multipolar sau monoplus multipolar. În funcție de tipul de radiofrecvență pe care îl aleg, unul din cele două mecanisme va fi preponderent, va fi principal. Cu cât am mai puțin poli, cu atât am o căldură mai mare, căldură care va penetra în hipoderm și vom avea un mecanism important de termolipoliză selectivă. Deci, iată cum, în momentul în care mie, la centru, îmi vine o clientă care dorește să slăbească, are un volum mare în diferite zone ale corpului, voi alege radiofrecvența de tip monopolar, pentru că la o radiofrecvență de tip monopolar am o căldură care este suplimentară, mult mai puternică, mult mai profundă, ajunge la nivelul celulelor grase, topește grăsimea din interior și vom avea slăbire. Dar cât am mai mulți poli, aceeași căldură pe care eu o aveam pe un singur pol, acum se dispersează, se împarte pe mai mulți poli. Deci căldura este clar mult mai mică, temperatura este mult mai mică, ceea ce înseamnă că nu va fi destul de profundă. Nu vor avea neapărat timp să ajungă la nivelul hipodermului și ea va acționa, mai ales la nivelul dermului, pe rețeaua de fibre elastice, pe piele și pe fibroblaste. Deci, în momentul în care alegem o radiofrecvență de tip multipolar, hexapolar, cum vrem noi să o numim, clar, efectul principal, mecanismul principal prin care acționează nu e cel de topire și de slăbire, ci este cel care acționează pe partea de lichid. Deci, îmi vine o persoană care este slabă. De ce slabă? Păi a avut nu știu câte kilograme, a slăbit și vedem un exces de piele. Sau îmi vine persoana care a fost însărcinată, a avut abdomenul extrem de expandat. Normal că după aceea și-a pierdut din elasticitate și avem un exces al pielii. Deci, în aceste situații, alegerea mea la ascultător va fi o crioradiofrecvență de tip multipolar, astfel încât efectul meu să fie acela de lift.
Iar dacă îmi vine o persoană, și întotdeauna mă dau exemplu pe mine, îmi vine o persoană care, doamne, are un țesut adipos, are, e atât de greoaie, persoana aia vreau să o slăbesc neapărat că este foarte grasă, adică eu, nu, dar pot să mai slăbesc categoric, nu mă deranjează să mai slăbesc puțin. Pe partea cealaltă am o anumită vârstă. Nu am 20 de ani, am 50 de ani. La 50 de ani, este clar, suntem conștienți, tegumentul și tonul fluvierii noastre nu mai este ca la 30 sau ca la 20 de ani. Asta înseamnă că eu am nevoie câte puțin din fiecare, fără să nu am ajuns la 60, n-am ajuns la 70 de ani. Deci pielea nu este extrem de lăsată. Are o puțină pierdere a laxității, este laxitate, dar din așa mare, atunci din start. Deci eu vreau câte puțin din fiecare mecanism. Doresc și pe partea de lift integumentar, doresc și pe partea de slăbire, câte puțin din fiecare. Și atunci mie îmi dă posibilitatea ascultorul să aleg acest tip de radiofrecvență mono plus multipolar. Am ambele efecte, ambele mecanisme, dar niciunul dintre ele nu este la fel de important ca atunci când aș fi ales doar radiofrecvență monopolară sau doar radiofrecvență multipolară. Deci iată cum tipul acesta de ascultor, datorită crio-radiofrecvenței, îmi dă o flexibilitate foarte mare în a alege tehnologia în funcție de fiecare persoană în parte. Cât durează o ședință? La fel ca și masajul transdermic, la fel ca și HIMF-ul, 30 de minute. De câte ori se poate face pe săptămână? De 3 ori pe săptămână câte 30 de minute. Este ok, pot să lucrez pe o singură zonă sau pot să împart. De exemplu, 30 de minute lucrez azi abdomen, coapsele anterior, data viitoare 30 de minute fesele și coapsele posterior. Sau există și posibilitatea, deci noi nu uităm, 3 ședințe de 30 de minute de crioradiofrecvență înseamnă într-o săptămână totalizate 90 de minute. Eu aceste 90 de minute pot să le efectuez doar într-o singură ședință, deci odată pe săptămână 90 de minute, cu condiția ca toată ședința să fie împărțită și toate manevrele de crioradiofrecvență să fie efectuate pe tot corpul. Deci și pe brațe și pe gambe și pe abdomen și pe coapse, atât anterior cât și posterior. Atunci pot. Și este obligatoriu ca după ce efectuezi, de exemplu, 90 de minute de crioradiofrecvență, în ideea că aleg o radiofrecvență de tip monopolar, deci topesc multe grăsimi, atunci obligatoriu trebuie să continui cu un presodrenaj, un masaj transdermic pe care îl avem la sculptor sau pot să vin cu un masaj manual sau cu o electrostimulare pe program de drenaj limfat. Deci dacă vin cu aceste 90 de minute într-o singură ședință, clar, obligatoriu, trebuie să vin cu ceva de drenaj limfatic, de a stimula limba. O astfel de procedură care spuneam durează 30 de minute, prețul la noi este de 350 de lei. Bineînțeles că se poate alege un protocol complex o dată pe săptămână, la modul că vin cu HIMF-ul, sparg celulele adipoase, eliberez grăsimea, vin după aceea 30 de minute cu masajul transdermic pentru a prelua resturile celulare și grăsimea pe care am eliminat-o și voi continua după aceea cu crio-radiofrecvența, astfel încât să continui efectul pe care îl doresc, fie de multipolar, fie monopolar, adică de lifting al tegumentului, fie de slăbire în continuare. Nu am dat protocolul clar că ajungem în acel moment la 800 și de lei. Dar se poate efectua doar o dată pe săptămână. Spuneam că sculptorul da trec foarte rapid, dar partea de sculptor are și trei tehnologii faciale și avem la nivel facial microdermabraziunea cu pulpere diamantată, sunt sticuri de unică folosință, o procedură de 15 minute costă 90 de lei, este sticul care este consumabil și care costă undeva în jur de 1 euro, deci 5 lei. Se efectuează doar o dată pe săptămână microdermabraziunea și să nu uităm, nu înseamnă doar exfoliere, înseamnă de fapt regenerare la nivelul epidermului, dar de asemenea partea de microdermabraziune acționează și pe transformarea tenurilor grase, tenurilor cu tendință de acne în tenuri normal. O altă procedură pe care o avem este drenajul limfatic facial, care este pentru detoxifiere facială, pentru toxine. Nu avem doar la nivelul picioarelor, doar la nivelul membrelor al abdomenului, categoric și la nivel facial avem circulație limfatică, lucrează foarte bine și pe atenuarea pungilor de sub ochi și inclusiv a cearcănelor, nu există aici niciun fel de consumabil,
El are și LED-terapie de culoare roșie pentru a activa foarte bine circulația sanguină, dar și cea limfatică. Și nu în ultimul rând avem și procedura de radiofrecvență la nivel facial, iar radiofrecvența poate să fie de data aceasta, niciodată nu o să găsiți la facial radiofrecvență monopolară, pentru că monopolar este mult prea mult pentru facial, spuneam, cu cât are mai puțin poli, cu atât se duce mai în profunzime și avem o temperatură mai mare. La partea de scurtă putem să alegem radiofrecvența bipolară, tripolară, astfel încât să lucrăm pe partea de hipoderm, pe partea de derm, sau bineînțeles putem să lucrăm și cu dispozitivul mare, clar pe o radiofrecvență de tip multipolar. Deci clar, astăzi ce am prezentat sunt două echipamente extrem de, v-am spus, flexibile în alegerea acestor protocoale complexe pentru clienți diferiți, pentru probleme pe care le au, probleme diferite. Deci este magneticul și este sculptorul. Avem HIFEM-ul, dar avem HIMF-ul. Uităm, HIFEM înseamnă High Intensity Multifocus Electromagnetic, deci vorbim de unde magnetice. Aici, în schimb, avem HIMF-ul, care înseamnă ultrasunete de intensitate înaltă, dar multifocusate pentru distrugerea celulelor grase. Și avem scădere în centimetri imediată. Avem masajul transdermic pentru aspectul de coajă de portocale și pentru remodelare. Și avem crioradiofrecvența care lucrează și prin limbi, și pe strâmbire și pe tot ceea ce avem nevoie. Deci atât cum lucrăm pe toate straturile pielii, dar și pe musculatură, astfel încât ceea ce obținem să fie acel aspect super plăcut, definit al mușchilor, totul să fie liftat, deci fese liftate, pachetele musculare și tot ceea ce ne dorim. Nu știu acum dacă în momentul acesta sunt întrebări. Melinda, mai ești pe acolo? Pentru că am încercat să mă încadrez, totuși ai spus într-o oră, am încercat să mă încadrez, nu știu dacă mă aude. Asta așa, Melinda, că te aud, da, vorbind, dar așa, gata, te aud acum. Da, mulțumesc mult de tot. Deocamdată nu sunt întrebări. Eventual, întrebarea mea este, care ar fi contraindicațiile la aceste două aparate? Bănuiesc că este o întrebare. Este perfect, pentru că întotdeauna, într-adevăr, orice aparat am folosit, inclusiv atunci când venim cu soluții pe față, categorii vor exista anumite contraindicații. În momentul în care discutăm despre magnetic, fiind o undă magnetică care se propagă la partea musculară, trebuie să avem grijă la anumite contraindicații, și anume care sunt acestea, de exemplu, epilepsie, hipertiroidie, deci în momentul în care avem o tiroidă care are o activitate foarte crescută, din start nu avem voie să efectuăm magnetic, pentru că unda se propagă, circulația sanguină crește și această hipertiroidie o activăm cu atât mai mult. De asemenea, tot ce înseamnă alăptare, tot ce înseamnă operații pe cor sau stimulatoare gen pacemaker cardiac, nu avem voie. De asemenea, în timpul ciclului menstrual, în timpul sarcinii, tijele metalice pe zona respectivă, deci șuruburi, nu vorbim de piercinguri, acelea pot să fie. Așa și bolile de piele, în general cele autoimune, cum este vitiligo, cum este psoriazisul, știm clar că sunt puțin atipice și în general nu se cunoaște foarte bine mecanismul prin care s-a produs, nici nu avem voie să venim cu tipuri acestea de magnetic. La partea corporală, HIMF-ul care distrugea celule grase, și din start spuneam că se eliberează niște grăsimi. Avem două mari contraindicații. Prima este hipertrigliceridemiile, adică grăsimile crescute din sânge, și steatozele hepatice, deci picatul gras care deja este încărcat cu grăsimi, nu avem voie să efectuăm. La crioradiofrecvența să nu avem genul de varice, acelea inflamate, nu avem voie, chiar dacă vorbim de o crio, iar masajul transdermic, la fel vorbim de varice din acelea foarte mari. Și cele generale, sarcina, alăptarea, acolo nu se vor efectua. Și, de exemplu, post-cancer sau ceva de genul ăsta? Bun, la cancere trebuie să știm foarte clar ce tipuri de cancere au fost. În momentul în care vorbim de o persoană care a avut un cancer, hai să spunem cel localizat, o mastectomie sau histerectomie, acea persoană, clar, se scot și ganglioni limfatici în zonele respective, și, în general, chiar li se recomandă drenajul limfatic, inclusiv masajul transdermic. Trebuie să știm foarte clar că o persoană care a avut un anumit tip de cancer, timp de 5 ani de zile, ea trebuie să fie foarte bine, trebuie să meargă la consultații, la investigații,
se spune că după 5 ani de zile, timp în care te-ai dus, te-ai programat la medic, ți-ai făcut toate investigațiile, după 5 ani de zile se consideră că este o persoană normală, dar este o persoană complet sănătoasă. Și atunci, deci fără niciun fel de recidivă, fără nimic, după 5 ani de zile putem să efectuăm oricare din aceste proceduri. În cei 5 ani de zile, când încă este sub investigații, consult și de-astea, atunci din start doar prin recomandarea medicului.